Zalăul este al cincilea municipiu din țară care a implementat sistemul național de plată online cu cardul, a taxelor și impozitelor locale, care poate fi accesat pe site-ul www.ghiseul.ro, a anunțat primarul Aducă Pulnășiu. În momentul de față, plata obligațiilor fiscale se face fără autentificare, însă urmează ca în perioada următoare Ministerul Comunicațiilor să elibereze usere și parole. Am să fac referire la faptul că suntem al cincelea municipiu din țară care a implementat sistemul electronic, sistemul național electronic de plată online cu cardul. Deja s-au și făcut plăți în sensul acesta, deci prin acel portal www.ghiseul.ro. Practic, intrând pe acest site, poți să îți faci plata obligațiilor către bugetele locale. Către bugetul municipiului Zalău se poate face deocamdată fără autentificare. Urmează ca tot de la nivelul Ministerului Comunicațiilor să se primească acele credențiale, însemnând userul și parola, încât să poți intra ulterior și pentru controlul sau verificarea debitelor pe care le ai